Da, este pentru prima oară. Eu sunt din Constanța și am terminat facultatea aici. Și în sfârșit am oportunitatea să vin la Pride. Și de-abia aștept să încep. Ce în primul rând, faptul că în sfârșit suntem vizibili față de lumea exterioară, pentru că eu sper că mă desprind mai mult față de și este de înțeles, pentru că, până la urmă, în momentul în care lumea te vede într-un fel, te va judeca din prima. Și e de înțeles că lumea trebuie să fie safe. Eu mi-asum responsabilitatea că, în momentul în care afișez, aș putea să fiu un pericol, dar n-ar trebui să fie așa, pentru că tocmai vreau să le arăt că și eu suntem un fel de oameni ca toată lumea și nu trebuie să ne fie frică de nimic. Cum te simți în această comunitate? Mă simt... Nu că bine, extraordinar de bine mă simt foarte bine primit, mă simt extraordinar de văzut, de înțeles și de simțit, ceea ce orice altă comunitate nu a putut să o facă pentru mine și simt că, mai ales în România, este foarte, foarte important în moment ce și recent s-a dat o lege care se vrea interzice expunerea conținutului LGBTQ plus față de copii, ceea ce mi se pare absolut greșit. Copiii ar trebui să știe despre noi, fiindcă nu suntem în pericol față de ei și le vrem tot binele din lume, vrem să fie safe în jurul nostru și mereu vor fi safe, fiindcă în momentul în care cunoști comunitatea, cunoști situațiile noastre, automat vei înțelege unul mai bun și nu-ți va mai fi. Mare drag! Mersi, cum te numești? Ignatiu Sebe Valentin. Și câți ani ai, Valentin? 23. Mulți înainte! Mulțumesc!